Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Acum, în preajma finalului de an, așa cum normal era oarecum, am încercat să mai aflăm oare ce bilanțuri din jurul nostru. Așa că am trecut și pe la Camera Agricolă a județului Hunedoara, la Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale din județul Hunedoara, ne-am dus și până la Direcția Agricolă, am trecut și pe la APIA, am încercat să aflăm ce înseamnă meseria de medic veterinar privit prin prisma unei afaceri în domeniul veterinar. Așa că tragem linii. La drum însă pornim de la Șoimuș, de la primăria Șoimuș, de la comunitatea absolut deosebită de acolo, dar și de la tot ceea ce înseamnă grupul de acțiune locală Sargeția 1, care și-are sediul tot acolo. Deci, bilanțuri, bilanțuri și iar bilanțuri. Și de ce nu, speranțe pentru noul an. Vizionare plăcută! Domnule primar, am revenit aici la Șoimuș cu mare plăcere, așa cum o facem de obicei, atât doar că vreau să vă propun să nu vorbim foarte mult despre comună, știu că asta vă doriți cel mai mult, dar să ne gândim la o comunitate un pic mai largă și să pornim discuția de la ceea ce înseamnă grupul de acțiune locală Valea Mureșului, pentru că sunt foarte mulți oameni și din tot ceea ce se vede vor avea o însemnătate foarte mare aceste galuri. Ce a însemnat pentru galul noastră 2014, un an ciudat de altfel, și ce vă propuneți pentru perioada următoare, când parcă se va mai elibera câte ceva? Așa este, anul 2014 pentru galul Sargeția 1 a însemnat succes, în primul rând succes, pentru că acest gal a reușit de a consuma toate fondurile europene, adică s-au transformat în proiecte europene care merg la cetățeni și la comunitățile locale, adică la administrațiile locale, la primari. Fondurile acestea europene sunt necesare pentru dezvoltarea comunităților, sunt foarte importante chiar. Eu mă bucur că colegii mei, primarii și colegii care fac parte din GAL și care sunt angajații GAL-ului, au înțeles că trebuie să punem mâna și să muncim ca să putem atrage aceste fonduri. Am întâlnit și ne-am lovit de multe probleme până când am realizat aceste proiecte, dar am reușit. Anul 2014 s-a încheiat cu succes pentru GAL Sargeția 1. Dar vreau să vă spun că nu ne oprim aici și chiar am avut o ședință ieri cu angajații GAL-ului și am hotărât ca acest gal să meargă mai departe și să meargă cu o altă forță. Adică ne dorim să atragem și alte comunități în acest gal. Avem deja câteva primării care vor să intre în acest gal, primăria Ilia, primăria Cârjiți, primăria Sfânta Maria Orlea. Sunt câteva primării care deja au văzut că acest gal funcționează, acest gal este un gal serios, nu spun că celelalte nu sunt serioase, din contră, și ei muncesc la rândul lor, dar vreau să vină în acest gal. Probabil știți sau probabil nu știți, banii vor fi alocați pe numărul de populație, pe câți cetățeni vor face parte în acest gal și pe suprafață. Este o formulă de calcul prin care se vor aloca bani. Venind spre noi alte comunități, asta aduce un plus valoare la gal, adică aduce mai mulți bani. Aducând mai mulți bani, pot accesa mai multe fonduri europene cei care fac parte din aceste comunități. Eu zic că e un lucru bun, că funcționează aceste galuri și funcționează bine și ar fi bine să meargă mai departe și să fie sprijinite de Guvernul României, să fie sprijinite de Ministerul Dezvoltării, de Ministerul Agriculturii, pentru că se adresează direct cetățeanului. Suntem cei, adică instituția care acordă fonduri europene, care se lovește direct cu cetățeanul. Avem o legătură strânsă cu cetățenii și putem să ajungem direct la cetățeni cu informația. În schimb, celelalte marile proiecte ajung mai greu la cetățeni și sunt mai greu de accesat. Ce să vă zic? Noi vom depune strategia, se lucrează deja la ea. Am avut o întâlnire cu primarii în care i-am rugat pe un formular să spună cam ce probleme sunt în comunitățile lor, cam cine ar vrea să investească pe viitor, în ce ar vrea să investească, ca să știm cum să facem strategia, să nu mai facem pe anumite, să deschidem anumite axe, să cerem bani și să nu fie consumați. După aceea să trebuiască să facem din nou modificarea strategiei, termen, care până la urmă pierd tot oamenii și tot cetățenii. Am avut discuții cu ei, acum încep să ne aducă formularele, după care, după formularele respective, vom face strategia care se va aplica din anul 2016. Din păcate, ar trebui să se miște lucrurile mult mai repede, dar am înțeles că numai din martie anul acesta vom avea primul ghid cum putem să funcționăm și aia înseamnă din 2016 să depună cetățenii proiecte. Nu este târziu nici atunci, dar să nu uităm că din 2016 avem 4 ani în care trebuie să ne mobilizăm și să ne consumăm banii pe care Uniunea Europeană ne pune la dispoziție. Pe lângă asta, dacă tot discutam de anul 2014, să nu uite cei care au accesat proiecte europene prin GAL Sargeția 1, că până anul viitor, în luna august, în decembrie, trebuie să-și termine proiectele. Aici depinde și de noi, dar depinde și de ei. Pentru că GAL-ul își pierde din punctaj sau câștigă în punctaj în funcție de câți bani sunt atrași, nu de câte proiecte sunt semnate. Acum depinde de noi, de toți, că trebuie să și termine proiectele. Eu cred că și le termină. Am fost pe teren, chiar am fost personal pe teren, am verificat câteva proiecte, sunt începute, sunt în curs de execuție. Pe lângă asta, achiziționarea de utilaje, deja 80% au făcut-o, mai sunt câteva primării care merg mai greu, spun că nu au partea de plată, că o să o prinde anul viitor în buget. Înțeleg situația, pentru că și eu sunt primar. N-au prevăzut-o de anul ăsta, au făcut proiectul anul ăsta, n-au prevăzut anul ăsta, dar o să prevadă anul viitor și vor cumpăra și utilajele. E un lucru bun. GAL-ul Sargeția 1 funcționează, se va dezvolta și va merge mai departe. Și asta eu îi rog pe toți cetățenii care fac parte din acest GAL și dacă nu cunosc harta GAL-ului, îi rog frumos să intre pe site-ul GAL-ului, Sargeția GAL 1, și să verifice să verifice dacă fac parte din această comunitate și dacă fac parte din comunitate, îi aștept la sediul GAL-ului cu orice fel de problemă. Bun, ați cerut primarilor să completeze un formular. Ce a scris pe acel formular primarul Comunei Șoimuș? Da, primarul Comunei Șoimuș are multe proiecte de făcut. Ideea e că pentru mine, ca primărie, important este să se dezvolte cetățenii. Dezvoltându-se afacerile cetățenilor, automat primăria primește taxe și impozite. Nu este atât de important să fac eu un proiect, de exemplu, renovare de cămin cultural sau o reparație de drum care pot să o fac în timp, dacă primesc bani, taxe și impozite de la cetățeni care își fac afaceri. Ei trebuie să înțeleagă, primarii și nu numai primarii, și cetățenii, că dezvoltându-se comunitățile se dezvoltă și administrația locală. Dacă numai administrația locală se dezvoltă și cetățenii rămân în aceeași fază, nu avem nimic de câștigat decât pe perioadă scurtă de timp. Noi trebuie să ne gândim că aceste fonduri europene trebuie să vină și să susțină mai departe bugetele administrațiilor locale și bugetele cetățenilor, adică oamenilor de afaceri din zonă, pe perioadă lungă de timp. Nu să ne gândim pe perioadă scurtă de timp. Eu zic că Primăria Comunei Șoimuș are destule proiecte și sunt destui de mulți interesați de acest proiect GAL Sargeția 1. Eu am avut discuții cu tinerii din Comuna Șoimuș, în special cu tinerii, am avut discuții cu oameni de afaceri și așteaptă să vadă pe ce pot să atragă bani. E interesant. Avem, de exemplu, în domeniul agriculturii. Sunt foarte mulți care vreau să dezvolte în agricultură. Sunt o parte care interesează proiectele pe energia regenerabilă, adică fabricile de peleți, instalațiile de peleți. Chiar am avut o discuție că 80% din pășunile din comună sunt spre împădurire. Acolo este materie primă care poate fi folosită la o astfel de mini-fabrică de făcut peleți pentru a face profit. Pentru că omul își dorește să aibă pășunea curată, să poată să o ducă la APIA că e curată. Acum, fiind împădurită, nu poate să ia bani de la APIA. Având pășunea curățată gratuit, cel care o curăță poate să facă un profit prin vânzarea de peleți. Au fost câteva scripiri de genul ăsta. sunt interesați, de exemplu, de o cameră de tăiere, de sacrificare a animalelor. Vedeți că n-au oamenii unde să meargă la un abator. E o problemă destul de dureroasă și spinoasă. Sunt câțiva tineri interesați să facă o cameră de tăiere și o carmangerie lângă, unde să facă produse proaspete și tradiționale. Mai sunt alte proiecte referitoare la achiziția de utilaje. Sunt interesați să-și achiziționeze utilaje noi și să lucreze cu un singur utilaj 4-5 fermieri. Deci un fel de mini-asociație, dar pe utilaj. Sunt tot felul, cum să zic, aș sta cu dumneavoastră până dimineață să vă enumăr câte proiecte vin și îmi spun, uite, aș vrea să fac service auto, care are o idee bună, e o dezvoltare în zonă. Sunt atâtea. Sunt atâția oameni care au mașini și decât să meargă la Deva sau în altă parte, merg la serviciul din zonă. Mai sunt interesați, de exemplu, este un băiat interesat de aici din zonă, de un mini-atelier gospodăresc, adică, cum să vă spun, să aibă un strung, o mașină de găurit și să fie la cerința cetățeanului 24 din 24, adică s-o stricat ceva la casă, la un șgheab, la orice are nevoie, de sudat ceva, merge la acel atelier. Este interesat de atelierul ăsta și se poate da prin gal. Mai sunt, v-am spus, foarte multe, dar important e că oamenii vor. Important e că oamenii din comuna Șoimuș au altă mentalitate, nu numai din comună, și se vede că și în țară își doresc altceva. Și nu putem să facem altceva dacă nu ne dezvoltăm noi singuri niște mici afaceri din care să putem trăi bine sau normal familia noastră și cei din jurul nostru. Să știți că sunt două feluri de oameni. Acum, de când sunt primar, am văzut, sunt două tipuri de oameni. Oameni care au spirit antreprenorial și oameni care le place să fie angajați. Nu toată lumea are spiritul ăsta să fie antreprenor. Și de asta cei care au spirit de antreprenor trebuie ajutați să devină antreprenori. Devenind de antreprenori, îi angajează și pe ceilalți. Dar asta trebuie să îi sprijinim noi și le-am spus la tinerii din comuna Șoimuș, voi vreți să trăiți cum se trăiește în Germania. Gândiți-vă că în Germania, la fiecare casă sau din două în două case, sunt afaceri de familie care sunt lăsate din generație în generație. Nu se dezvoltă altfel. O afacere nu o facem astăzi ca mâine să ne cumpărăm vilă cu piscină și nu știu ce. O afacere o faci pe termen lung. Spunea un economist american că o afacere ajunge la maturitate după 7 ani de zile și după 7 ani de zile poți să îți calculezi profitul la o afacere, până atunci doar investești. Atunci poți să zici că o afacere ajunge la maturitate. Domnule director, foarte puțin timp a mai rămas până la pasul dintre 2 ani. Un 2014 pe care îl privim așa retrospectiv și un 2015 de care încercăm să ne legăm niște speranțe. Oscilăm așa între ce a fost și ce va fi. Mai întâi, ce a fost? Da, bună ziua și bine ați revenit la Camera Agricolă Hunedoara. Într-adevăr, este un moment de bilanț în care ne reamintim ce am făcut și ne facem previziuni pentru viitor. Da, este un an în care putem să spunem că agricultura județului Hunedoara și agricultura României a fost între două lucruri. Între agonie și extaz. Între agonie și extaz, într-adevăr. A fost un an agricol în care, să zicem că am avut precipitații, am avut producții, avem prețuri mici, avem desfacere puțină, dar una peste alta zic că ne vom descurca, agricultorii vor încheia anul 2014 cu un pic de plus, care până la urmă cred că va bucura, să zic eu așa, cei care lucrează și vor lucra în agricultură. Acum, din punct de vedere a Camerei Agricole, eu zic că am încercat pe final de an să facem niște lucruri într-adevăr interesante pentru fermierii din județul Hunedoara și avem câteva direcții în care zic că suntem mulțumiți și anume avem peste 80 de cursanți pe cele 3 cursuri de creștere animalelor, cultura vegetală și apicultură. Avem peste 1000 de fermieri cu care specialiștii noștri au intrat în contact și au informat despre tot ce înseamnă politicile agricole, tot ce înseamnă subvenții, tot ce înseamnă ecocondiționalitate, tot ce înseamnă reguli de a putea să-și primească subvențiile. Avem producători tradiționali cu care am intrat în contact și încercăm să-i sprijinim pentru a reuși să-și promoveze produsele tradiționale. Chiar acum avem în lucru 2 dosare de promovare a produselor tradiționale. Avem fermieri care ajutăm să-și întocmească cererile de finanțare pentru măsura 141, peste 150 de fermieri. Deci iată că lucrurile se mișcă. Am încercat să dăm startul la acele loturi demonstrative și am înființat un lot de grâu și un lot de triticale. Urmează ca în viitor să mergem și pe loturi de porumb. În primăvară, pe partea de zootehnie, dorim să înființăm niște loturi demonstrative pe fiecare specie în parte, pe vacă, pe porc și pe oaie. Deci iată că reușim să venim în sprijinul fermierilor și să ne asumăm rolul de consultanți, de oameni care au o anumită specialitate și doresc să informeze corect cetățenii. Discutam înainte de a începe înregistrarea despre acea parte de nostalgie a unora. În urmă cu ceva timp, în lipsa subvențiilor, statul intervenea pe partea de valorificare. De fapt, asta e durerea mare a producătorului. Da, este ok și subvenția, nu am nimic împotriva ei. Bun, mai puțin subvenția pe suprafață, căreia eu îi spun subvenția pe nemuncă, dar asta e cu totul și cu totul altceva. E părerea mea personală, adică pot să o și argumentez. Din păcate, lipsește total implicarea statului în partea de valorificare. Măcar cu o informație, măcar nu știu ce ar trebui să facă. Da, într-adevăr, există o sincopă la nivelul ăsta și noi, ca și Camera Agricolă, ne-am propus pentru anul viitor să venim în sprijinul fermierilor de a informa unde să-și valorifice produsele. Bineînțeles, suntem într-o economie de piață care ea se reglează singură, pe principiu acela solid de cerere și ofertă. Rolul nostru ca specialiști în cadrul Ministerului Agriculturii și a tuturor instituțiilor care funcționează în cadrul Ministerului este de a-i îndruma, de a-i informa și de a-i pune pe făgașul la drept, pe fermieri, să știe pentru ce vor produce, cărei piețe se adresează, să poate să-și facă la un moment dat un calcul atunci când înființează o cultură, atunci când începe să crească un animal și atunci când încearcă să diversifice partea de partea agricolă. Cred că ăsta este un rol primordial și ministerul trebuie să-și formeze o strategie și o imagine în ceea ce privește acel domeniu care îl discutam de valorificare, de a pune în contact producătorii cu procesatorii și cu piața. Sunt cele 3 verici care trebuie să funcționeze normal. Uite că vrând nevrând ajungem la ceea ce înseamnă deja planuri de viitor. Cum priviți înspre 2015? Eu zic că va fi un an primordial pentru agricultura României și implicit pentru agricultura județului Hunedoara, pentru că se va da startul noului program de dezvoltare rurală 2014-2020. Este în discuție finală la Bruxelles nou PNDR, iar cu începutul anului viitor, martie-aprilie, sper să se dea drumul la noile măsuri de finanțare. Iar oamenii trebuie să fie informați, fapt pentru care noi am studiat fișele măsurii, așteptăm ca ele să fie bătute în cuie la Uniunea Europeană, așteptăm noile ghiduri, iar atunci când vor apărea să putem să venim în sprijinul fermierilor, să ajutăm să-și întocmească sau să-și gândească acele planuri de afaceri pentru a putea să acceseze noile măsuri de finanțare, măsuri care s-au dovedit foarte importante în economia agricolă a țării noastre. Domnule inginer, iată-ne privind și în urmă, înspre un 2014 destul de ciudat, dar cu speranță înspre 2015. Ce a însemnat pentru Asociația Crescătorilor de Păsări și Animale din județul Hunedoara 2014? Ce vă propuneți pentru anul ce vine? Da, chiar dacă pare anul puțin ciudat, așa cum ați spus, pentru agricultori în general se pare că a fost un an bun, pentru că atât recoltele de cereale, cât mai ales recolta de porumb este de foarte bună calitate și o recoltă și o recoltă mare, cum se spune. Dintr-un alt punct de vedere, prin prisma activităților pe care noi le-am desfășurat la nivelul asociației, considerăm că una peste alta a fost un an bun, pentru că am reușit să ne îndeplinim activitățile pe care le-am prins în program. Aș menționa doar câteva: susținerea producătorilor agricoli în relația cu APIA pentru a putea beneficia de subvenții, apoi ajutorul pe care l-am oferit în relația cu Oficiul Județean al Agenției de Finanțare pentru Investiții Rurale. Sunt acele dosare de plată care au aparținut beneficiarilor măsurii 141 și, nu în ultimul rând, a unei mici părți dintre tinerii fermieri care au reușit să treacă proba proiectelor. Să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare. Dar legat de activitatea pe care am avut-o în cursul acestui an, ne-am bucurat că împreună cu Consiliul Local și Primăria Băcia am organizat cea de-a 14-a ediție la Bălțata românească, prima ediție la Vața, ceea ce este o premieră după aproape 10 ani în țara Zarandului, și am mai bifat, să spunem așa, încă un an de instruire cu studenții americani care în perioada următoare doresc să-și dezvolte acest program de instruire. Aș nota la capitolul câștiguri relațiile și colaborarea foarte bună, chiar sprijinul pe care le-am primit de la toate instituțiile agricole, și doresc să mulțumesc conducerii acestor instituții, cât și colegilor care au stat aproape de noi pentru a-i ajuta în fond pe producătorii agricoli. Menționez Direcția Agricolă, Camera Agricolă Județeană, așa cum am spus mai devreme, APIA, care a fost foarte deschisă în ceea ce privește colaborarea și sprijinul oferit producătorilor, pentru că subvențiile sunt un lucru extraordinar de important pentru marea majoritate, și nu în ultimul rând, în zona mai elaborată, să spunem, a proiectelor, Oficiul Județean al Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale, cum se numește mai nou. Aici, cu acele proiecte 141 care au fost tare bune, pentru că marea majoritate a beneficiarilor sunt din zona gospodăriilor de subzistență, semisubzistență, și, din păcate, această măsură nu se mai regăsește. Ne bucurăm că, la o analiză pe care am făcut-o cu compartimentul autorității de management de la nivelul județului Hunedoara, au trecut pragul de la anul 3 la anul 4 foarte mulți dintre beneficiari, ceea ce înseamnă că, la linia finală, vor fi câteva zeci, poate sute, de mici fermieri care vor beneficia de întreaga sumă oferită de măsura 141, dar mai ales sprijinul pentru dezvoltarea propriei exploatații, pentru că în perioada următoare să treacă la ceea ce se numește ferma mică și spre ferma mijlocie. Așa este. Există o singură problemă și, în general, e lucrul de care se izbesc toți producătorii noștri, indiferent că sunt în zona zootehnică sau chiar și în zona culturii vegetale, deși aici parcă e un pic mai moale. Partea de valorificare. Asta îi lovește cam pe toți. Ce ar trebui făcut? Și acum deja trecem în zona privirilor înspre viitor. Ce credeți că ar trebui făcut? Cum pot fi ajutați? Da, într-adevăr este o mare problemă, este o problemă foarte serioasă, pentru că în lipsa valorificării nu poți să dezvolți normal activitatea profitabilă la nivelul unei exploatații. Și aici, din păcate, s-au făcut foarte puține lucruri în perioada care a trecut pe acel program de dezvoltare rurală 2007-2013. Să sperăm că în cel viitor vor fi ceva repere și mă refer în special la valorificarea producției de lapte, la valorificarea producției de carne. Ceea ce ne preocupă pe noi este realizarea împreună cu instituțiile și cu sprijinul Direcției Sanitar-Veterinare, pentru că aici intervine calitatea produselor și igiena lor, bineînțeles, este aceea de a ajuta pe de o parte producătorii să treacă în zona produsului tradițional, care oferă o oportunitate de dezvoltare, de valorificare a produsului. Acest lucru este cuprins în planul de activități al Camerei Agricole Județene ca un punct foarte important și sperăm că vom avea toată deschiderea din acest punct de vedere. Și ați observat și dumneavoastră, poate ați filmat sau veți filma, în centrul orașului Deva, acel târg tradițional de sărbători cu produse tradiționale. Este un lucru foarte bun. Apoi, legat de valorificare, că este o mare problemă, este ceea ce ar trebui să se regăsească în noua strategie a grupurilor de acțiune locală pe fondurile europene, o lucrare care a început, dar nu a fost finalizată, aceea de a promova produsul local în diverse manifestări, la diverse manifestări, și aceasta este tot o formă de a ajuta spre valorificare. Cred că ați discutat cu noua conducere a Camerei Agricole Județene și unul din punctele importante pe care le-au prins în programul de activitate e de a sprijini pe producători să-și deschidă în anumite zone sau, începând cu nivelul de județ, un magazin al producătorilor tradiționali, al celor cu produse ecologice. Deci aceasta este o chestiune legată de valorificare. Le mai rămâne producătorilor valorificarea pe piața liberă și, după cum bine știți, în aceste zile a fost elaborat un nou act normativ privind sprijinul pe care producătorii îl vor primi la valorificare. Sunt niște măsuri de organizare a piețelor, cu nou atestat de producător, cu certificatul de comercializare, dar legat de valorificare, acolo se menționează în actul normativ că până la 40% din capacitatea unei piețe va fi la dispoziția acestor producători. De regulă sunt micii producători care au putere economică destul de scăzută și nu pot să aibă un fond de promovare a produsului sau cheltuielii, să aloce cheltuieli pentru deplasări la marile piețe. O activitate într-o fermă, așa cum va arăta bunăoară cea unor tineri fermieri pe nou Program Național de Dezvoltare Rurală, sau chiar acele ferme mici, care, între noi fie spus, nu prea sunt mici. Aici este o întreagă problemă. Deja sunt ferme mijlocii, unele chiar sunt micro-întreprinderi. Deci acestea nu se pot dezvolta pe un gen de piață, pe un segment de piață, și aici este nevoie absolută de procesatori. Pentru că sunt speranțe în această zonă. Noi credem că în cursul anului viitor una din marile investiții în ceea ce privește prelucrarea laptelui în județul Hunedoara se va pune pe picioare, cum se spune, și atunci este o soluție. Apoi mai avem în sudul județului un nou proiect, tot cu valorificarea producției de lapte, deci fără aceste două fabrici de lapte, ca să le spunem pe nume, nu putem să dezvoltăm sectorul de creștere a bovinelor, a vacii de lapte, bună oară. Apoi, la ora actuală este o mare problemă, nu există niciun abator care să funcționeze tot timpul, din păcate este o mare problemă și ceea ce s-a realizat pe strategiile grupurilor de acțiune locală, pe măsura 1, 2, 3 privind industrializarea, reprezintă un pas înainte. Până la urmă sperăm să se înființeze, sau mai bine zis să se reînființeze acele mici abatoare, microabatoare sau mici carmangerii, dumneavoastră știți foarte bine. Alea de la capătul satului. Alea de la capătul satului știți bine că au existat și lucrurile au mers destul de bine. Iar dacă marile carmangerii sau marele abator, că este o singură unitate deosebită la noi în județ, își va relua activitatea la parametrii obișnuiți, atunci e clar că și crescătorii de porci vor avea un debușeu și o posibilitate de a ajunge pe piață, așa cum sectorul ovin va fi sprijinit mai mult, pentru că este cel mai dinamic sector și știm că nu există decât un singur abator agreat pentru sacrificarea ovinelor. Ce reușim noi să facem, sau mai bine zis ce ne-am propus să facem pentru a compensa această lipsă, această mare problemă privind valorificarea, este de a ne interesa permanent unde se află abatoarele care preiau sau unitățile de procesare, dacă se poate cât mai aproape de județul nostru, de a informa pe producători până când, repet, îmi exprim speranța că aceste capacități vor fi la locul lor și în județul nostru. MAP, mașini agricole performante, importator autorizat al utilajelor Same, Deutz-Fahr și Lamborghini, îți oferă combina Deutz-Fahr model 6040 T4i, echipată cu motor Deutz T4i de 250 cai putere și header de păioase de 4,8 metri. Preț 108.000 € plus TVA. Avans doar 5% și plata în rate sezoniere. Performanță maximă cu consum minim. Save diesel, drive Deutz, MAP, mașini agricole performante. Totul pentru ferma ta. Vrei un utilaj agricol nou sau second-hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Fermele ADO din țara Hațegului. Ferme la standarde europene. Lapte, carne, legume. Totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate. MCM Sanit Farmvet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farmvet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar-veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farmvet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Domnule director, suntem la finele unui an. Un pic, eu am tot folosit sintagma asta, un pic ciudățel pentru agricultură, cu recolte frumoase, cu prețuri mici. Cum se vede de aici, din zona care diriguiește agricultura în județul Hunedoara, tot ceea ce s-a întâmplat în acest an? Deci, dacă mă întrebați cum se vede de aici, eu pot să vă spun cum se vede din teren, că ceea ce vă spun acum vă spun practic din teren, că sunt omul care umblu și văd fiecare cultură în fiecare parte a județului. Deci, numai așa putem să ne dăm seama de agricultura noastră din județ. Putem spune că și anul 2014, ca și anul 2013, a fost un an bun din punct de vedere agricol, dar nu ne putem lăuda atât prin măsurile luate de guvernanți, cât prin ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Să fim sinceri, a fost un an, și 2014 și 2013, în care condițiile pedoclimatice au fost excelente. Și am dorit ca și 2015 să fie la fel. Vedeți, guvernanții noștri și oamenii politici se laudă că sunt rezultate, dar și că agricultura are cea mai mare pondere în produsul intern brut. Dar să ne aducem aminte că s-a făcut și eu încă sunt împăcat pentru ce se face în agricultură până la ora actuală, sperând că actualul program de guvernare și tot ceea ce s-a scris acolo și la care, bineînțeles, prin măsurile pe care le-am trimis și prin propunerile noastre, am fost întrebat și am putem zice că am contribuit. Cu toate astea, încă efectele se lasă așteptate. Sperăm că anul 2015 va fi primul an în care măsurile pe care au fost propuse să se realizeze. Și când spun asta, mă refer la cel puțin două pentru fiecare județ de centri de preluare a legumelor și fructelor și cel puțin un depozit privat pentru preluarea cerealelor, pentru că producătorii agricoli nu au efectiv unde să-și preda producția și ca dovadă și prețul foarte scăzut. Și degeaba ai producție mare dacă prețul la cereale mic, când tragi linie, munca lui este considerată tot zero și nu putem să spunem că are o satisfacție. Da, sunteți oamenii care stați față în față cu fermierii. Știu că ați încercat să transmiteți ceea ce se întâmplă în teritoriu, dar există o oareșcare imobilism, o oareșcare opacitate la cei care stau numai cu fundulețul pe fotolie acolo sus. Nu dau semne că s-ar mai deschide ca să preia de la voi, cei care chiar știți ce se întâmplă în teritoriu. Insistențele noastre pe aceste teme sunt mari și am făcut, să zicem, chiar presiuni la Ministerul Agriculturii, unde, cum să spun așa, actualul ministru e o persoană tânără, îl văd bine intenționat, dar încă nu are suficientă experiență din punctul nostru de vedere și ca dovadă insistențele noastre, că mai suntem o categorie de agronomi, de specialiști în agricultură, la final, cum să spun așa, și eu aș zice, domnule, să ia tot ce e bun de la noi ca cu câtul de puțin să contribuim fiecare pentru bunul progres al agriculturii, că am făcut producție, am făcut teorie, deci ceva tot știm. Și ca dovadă la ceea ce am spus, chiar marțea viitoare avem o întâlnire la nivel național, la Ministerul Agriculturii, cu toți specialiștii, toți directorii Direcției Agricole. Bineînțeles, fiecare merge cu un program de măsuri, se vorbește de reorganizarea Ministerului și sperăm ca direcțiilor agricole să-i se dea altă importanță județ, că sunt singurele care fac legătura între producătorul agricol și minister. Deci ne aduceam aminte, fără să vorbim de rău de APIA. APIA și SAPAD-ul sunt doar oficii de plăți, sunt doar cei care plătesc. Iar legătura, programele, tehnologiile le au prin intermediul direcțiilor agricole, programele de guvernare la fel. Noi suntem reprezentanții ministrului în teritoriu și ca dovadă ar trebui o mai bună colaborare între instituții și numai așa se poate. Dacă fiecare e descentralizat, acum se aude că și protecția plantelor va trece la autoritate. Deci dacă toate sunt fragmentate și nu mai știe nimic una de alta, vă dați seama, efectul este zero. Deci la fiecare județ trebuie să fie un punct de verificare, un punct de coordonare a tuturor instituțiilor. Domnule director, am venit, iată, acum în preajma sărbătorilor, în preajma sfârșitului de an, să încercăm un soi de bilanț a ceea ce a însemnat activitatea APIA, bineînțeles concretizată în niște cifre, niște bănuți care au intrat în conturile oamenilor. Și chiar dacă preambulul meu e un pic mai lung, trebuie să le spun celor care ne privesc că ne oprim în zona prețurilor pe suprafață, pe partea zootehnică, încă se mai fac ultimele aranjamente, plăți, mai sunt niște mărunțișuri care trebuie puse la punct și le vom afla la începutul anului viitor. Dar pe suprafață au intrat niște bani chiar frumoși în județul Hunedoara. Da, dacă ne referim la anul de cerere 2014 de solicitare sprijin de plăți directe pe suprafață, avem o situație centralizatoare în acest moment, din care rezultă sumele plătite către fermierii din județul Hunedoara, sumele plătite cu titlul de avans, atât la plățile directe pe suprafață, cât și pentru pachetele de agromediu axa 2 și cât și zona montană defavorizată. La zona montană defavorizată putem deja anticipa suma plătită, pentru că chiar acum când dumneavoastră îmi solicitați acest interviu se fac plățile pe agromediu și pe zona montană defavorizată, diferența de plată, plățile finale de aproximativ 25% din total quantum, și pot să vă dau cifre care astăzi sunt valabile pentru fermierii din județul Hunedoara. Astfel, plățile pe suprafață pe anul 2014, cele efectuate până acum, sunt în cuantum de 30.123.000 de euro. Aici mă refer la cuantumul de 50% plățile directe pe suprafață, cât și la cuantumul de 75% plățile agromediu și zona montană defavorizată. În luna decembrie plătim diferența, plățile finale pentru agromediu și pentru zona montană defavorizată, deci respectiv acel 25%, e vorba de o sumă de 6.570.000 de euro, urmând ca la începutul anului viitor, luna ianuarie-februarie, să plătim și diferența de 50% pe SAPS, plățile directe pe suprafață, aceasta însemnând o sumă de 10.950.000 de euro. Putem spune că am încheiat cu bine acest an. Banii, și când spun banii, au intrat în cele 3 șanse în conturile fermierilor la data când dumneavoastră difuzați acest material, și în cursul săptămânii viitoare vor mai intra bani la fermieri. Mă refer tot la diferența de plăți de agromediu și zona montană defavorizată, și astfel reușim să încheiem anul 2014 cu sume importante intrate în conturile fermierilor în această toamnă. Da, practic dacă stăm să privim peste tot anul 2014, cu ce s-a plătit, cu ce se plătește acum în perioada asta și cu ce va veni la începutul anului viitor, aproape 50 de milioane de euro, nu? Da. Suma totală numai pe teren, și cum pe teren arabil, pășuni, pajiști, livezi, înseamnă o sumă de 47.600.000 de euro. niște bani frumoși care se apropie, și dacă stau să privesc un pic așa retrospectiv la începuturile acestor subvenții, unele dintre ele venind din zona europeană, se plăteau până către mijlocul anului următor. Iată că acum au venit deja foarte, foarte repede. S-au mișcat un pic altfel lucrurile. Da, banii au venit la timp, oamenii solicitau acești bani. Noi am fi avut posibilitatea teoretică să plătim până în data de 30 iunie 2015. Dar cu sprijinul Ministerului, a Guvernului, s-au reușit să se plătească acești bani în această toamnă sub forma acestor 3 tranșe. Tranșa a 4-a, după cum vă spuneam, precum și plățile la animale, la sectorul zootehnic, oi, capre, bovine, se vor face în cursul anului viitor. Și bunăstarea păsării și porc, la fel, acum, perioada asta? Aceste scheme de plată se vor efectua în cursul acestei luni, decembrie 2014. Așadar, motive suficiente pentru niște sărbători liniștite. Da, cel puțin din punct de vedere al banilor care au intrat în contul fermierilor, fermierii cred că sunt mulțumiți și în același timp ne-am ținut, să spunem așa, de cuvânt. Experiența din anii precedenți ne-au ajutat să încheiem și această misiune cu brio și în acest an. Domnule doctor, vă propuneam ca astăzi să lăsăm la o parte boli și alte lucruri care ar putea să ne apese, deși nu putem să facem abstracție de ele, și să ne gândim, acum preajma Sfintelor Sărbători, la ce a însemnat 2014. Aveți un holding, poate e un pic, nu mi se pare prea mult, pentru că ați reușit să creați o afacere care vine în sprijinul fermierilor, crescătorilor de animale. Ce a însemnat 2014 pentru dumneavoastră, pentru tot ceea ce aveți aici? Da, este bună întrebarea și la fel aș vrea să încep puțin să comentez ceea ce ai spus tu, Mihai, legat că lăsăm bolile la o parte și să discutăm puțin despre ce a însemnat anul 2014. Aș vrea să spun că medicii veterinari, în general, se ocupă și de sănătatea animalelor, nu se ocupă numai de boli. Deci ei privesc și partea cealaltă pozitivă, adică întotdeauna, ca și în medicina omului, medicul se preocupă și se, spunem așa, își consumă foarte multă energie pentru a putea explica oamenilor ce înseamnă sănătatea. Întotdeauna pornim de la sănătate, perceptul de sănătate, și apoi să ajungem să tratăm bolile. Așa și noi în medicina veterinară pornim de la această idee. Sănătatea, ce înseamnă sănătatea animalelor, ce înseamnă bunăstarea animalelor, ce înseamnă hrănirea animalelor, alimentarea, furajarea lor și așa mai departe. Cred că și asta este un punct important pentru noi ca medici veterinari. Legat de noi, de, mai bine spus, grupul de firme Andivetul și MCM-ul, care fiecare este cu activitate distinctă, a însemnat un an greu, dar în același timp un an care ne-a adus și satisfacții, pentru că am consolidat ceea ce am început în acești 18 ani de muncă, mă refer de când avem depozitul, farmaciile și cabinetele veterinare, de când a început firma, și 5 ani de când am pornit cu spitalul veterinar. Sigur că cel mai important lucru, că am format o echipă în jurul nostru, avem o echipă bună de medici veterinari și în același timp, ceea ce este foarte important, am creat o relație cu clienții noștri, că am creat o relație atât cu iubitorii de animale de companie, cât și cu fermierii, o relație cu crescătorii de animale de rentă, o relație cu, să zic așa, beneficiarii serviciilor noastre, pentru că în primul plan și în centrul atenției noastre este sincer clientul nostru, clientul care trebuie să aibă satisfacția în urma serviciilor pe care noi le facem. Bănuiesc că e motivul pentru care văd tot timpul când vin aici mașini cu numere din alte județe. Când aud sunând la recepția clinicii din Alba Iulia, din Sibiu chiar. Da, pentru noi este un lucru important că începe lumea să vină și din alte județe. Este foarte important, asta nu o spunem, să spunem așa, ca să ne lăudăm, este un lucru foarte important și este o recunoaștere pentru calitatea serviciilor pe care le oferim și noi ne bucurăm foarte mult că lumea are încredere în noi, vrem din tot sufletul și asta este rolul meu, să nu-i dezamăgim pe clienți, să fim întotdeauna foarte bine puși la punct, atât cu partea, să spunem așa, teoretică și practică, dar mai ales cu profesionalismul, prin aceste activități de pregătire profesională continuă, prin aceste traininguri pe care trimitem permanent angajații. Am avut și anul acesta foarte multe congrese de medicină veterinară în care nu am ratat nicio prezentare. De asemenea, trimitem la specializări strict pe domenii de aplicabilitate și ce este foarte important că vrem la nivelul circumscripției sanitar-veterinare să reîncepem însănțarea artificială la animalul mare, pentru că a fost o problemă cu unul dintre angajații noștri la un moment dat și un accident de mașină și va trebui să reîncepem această activitate. Și de asemenea vrem să specializăm medicii veterinari pe animalul mare pe partea cea mai importantă, adică pe reproducție, pe partea în care este, cum să zice, vârful de lance în medicina veterinară pe animalul mare. Asta înseamnă vacă. Este foarte importantă, să spunem așa, și ideea asta o fac publică, pentru că întotdeauna sunt două lucruri foarte importante aici în creșterea animalelor și anume înmulțirea lor, reproducția lor și aici vrem să punctăm foarte bine acest lucru. Da, așa este, mai ales că stau de vorbă cu foarte multă lume. Ne uităm, așa cum normal este, peste gardul vecinilor și ca un exemplu simplu, în Ungaria, tot ceea ce înseamnă, eu știu, partea asta de supraveghere veterinară este un pic liniară. În schimb, pe partea de reproducție, acolo, la sânge, e verificat totul, este controlat totul. Așa că e, cred, o idee chiar bună, mai mult decât bună. Păi, Mihai, dragă, ideea este în felul următor. Nu poți să fii în pas cu tot ce se întâmplă la ora actuală în lume legat de genetică, legat de tot ce înseamnă hibrid și tot ce înseamnă ameliorare și tot ceea ce înseamnă acest progres colosal care se produce la ora actuală în creșterea animalelor în zootehnie și să nu fi în pas, mă refer cam în aceiași pași cu reproducția, pentru că genetica și tot ce înseamnă transferul de embrioni, tot ce înseamnă partea de deci vârful de lance în descoperirile și în tot ce înseamnă știința geneticii, trebuie să meargă mână în mână cu reproducția și atunci este foarte important să creăm un pilon solid în pe această ramură și am vrea să începem deja să ne specializăm, să începem să specializăm medici pe această cale. La ora actuală avem un medic care se pregătește intens pentru acest domeniu. Va urma în luna februarie-martie o specializare de câteva săptămâni pe această temă și vom veni cu niște, spunem așa, noutăți privind partea de reproducție. Adică tot ce înseamnă idei noi privind ameliorare și tot ce înseamnă partea de perfecționarea raselor și tot ce înseamnă partea asta de plus de valoare genetică pe care le poate aduce însămânțarea artificială. Vezi, cel logic, am trecut de la bilanț la planurile pentru anul care ne bate la ușă. E normal să fie așa. O componentă foarte importantă a tot ceea ce faceți aici e partea de furajare, pentru că v-ați îndreptat atenția clar înspre partea asta. Ați venit cu propriul produs. Gândiți ceva în plus pentru 2015? Da, deja avem ca obiective să mărim paleta de produse. Am venit în primii ani cu o paletă mai restrânsă, în sensul că nu am făcut, să spunem, purcei sau scroafe în gestație sau scroafe în lactație și așa mai departe, și acum vrem pentru anul viitor să venim să rotunjim paleta de produse care le creăm noi sub propria noastră marcă. De asemenea, vrem să mărim și partea de premixuri care le oferim spre crescătorii de animale, pentru că și aici încă se mai poate îmbunătăți. Așa cum se știe, sunt premixuri cu prebiotice, probiotice, cu drojdie, premixuri care sunt pentru perioada de gestație, perioada de lactație, pentru perioada de creștere la viței și așa mai departe. MCM Sanit Farmvet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farmvet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar-veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farmvet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Vrei un utilaj agricol nou sau second-hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Fermele ADO din țara Hațegului. Ferme la standarde europene. Lapte, carne, legume. Totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO. Sănătate în bucate. MAP, mașini agricole performante, importator autorizat al utilajelor Same, Deutz-Fahr și Lamborghini, îți oferă combina Deutz-Fahr model 6040 T4i, echipată cu motor Deutz T4i de 250 cai putere și header de păioase de 4,8 metri. Preț 108.000 € plus TVA. Avans doar 5% și plata în rate sezoniere. Performanță maximă cu consum minim. Save diesel. Drive Deutz. MAP. Mașini agricole performante. Totul pentru ferma ta. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Atât și pentru astăzi, dragi prieteni. Vă spun de pe acum că săptămâna viitoare, de fapt săptămânile următoare, următoarele două ediții vor fi ediții mai de sărbătoare. E normal să fie așa, pentru că primim în suflet și în minți o veste minunată, cea a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, dar ne pregătim și de pasul înspre noul an. Așadar, ediții de sărbătoare la următoarele întâlniri. Prima dintre ele, exact peste o săptămână la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă!